Angajații din primăria Petroșani ar putea fi nevoiți să restituie niște sume de bani pe care, potrivit inspectorilor de la Curtea de Conturi, le-au încasat ilegal. Este vorba despre bani pe care funcționarii publici i-ar fi primit în urmă cu mai multe luni, dar deocamdată nimeni nu a fost notificat. Mai mult, responsabilii din primărie spun că, până acum, nu au primit nimic concret, dar nu neagă că există astfel de zvonuri. Curtea de Conturi a fost în control la primăria municipiului Petroșani, în urmă cu câteva zile a plecat, însă până la această oră, această instituție nu a trimis nimic scris către primăria municipiului Petroșani legat de eventuale sporuri sau alte chestiuni de acest gen. Inspectorii Curții de Conturi Hunedoara au verificat activitatea financiar-contabilă a primăriei din Petroșani timp de mai multe luni, iar eventualele nereguli este posibil să le sesizeze în scris în perioada următoare. Totuși, funcționarii publici mai au, înainte de a restitui banii, o cale legală prin care pot chiar să conteste acest gen de nereguli în instanță.